Orașul ăsta a rămas în urmă. Nu ne mai aparține și nu ne mai suportă. Dar nu din cauza noastră. Nu, ci din cauza lor, a celor care l-au administrat atâția ani, mințindu-ne în fiecare zi. Un vis urât, un delir de prost gust, de corupție, de pomeni electorale, de discriminare, de bani aruncați pe geam. Mi-e dor de orașul meu, de un oraș căruia să-i aparțin din nou. Am obosit de atâta urâțenie, zgomot, praf, mizerie, poluare, minciuni. Am obosit. Am obosit de nu avem ce vota, de toți sunteți la fel, de ăsta n-are carismă sau de lasă-mă frate că nu mă interesează politica. Dar voi? Voi n-ați obosit? Nicu Șordan, Vlad Voiculescu, Clotilde Armand, Radu Mihaiu, Adrian Moraru, Simona Spătaru, Cristian Băcanu și Ciprian Ciucu. Ăștia nu-s la fel. Ăștia nu-s ca ei. Ăștia sunt ca noi. Dacă iubești măcar un pic orașul ăsta, vino la vot pe 27 septembrie. Dacă-ți pasă cât de puțin de aerul pe care respiri, de străzile pe care te plimbi, de copiii tăi, de timpul tău, de munca ta, de liniștea ta, vino la vot. Ai o singură zi în care să arăți că-ți pasă, că vrei altceva, că împreună putem mai mult, că împreună putem face noul București.